Tate este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească se numele Tău, mie împărăția Ta, facă-se voie Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, de cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne zbăvește de ce viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile drepților celor ce s-au săvârșit, odihnește sufletele robilor Tăi, Mântuitorule, păzindu-i pe dânsii în viața cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Într-o odihnă Ta, Doamne, unde toți drepții se odihnesc, odihnește și sufletul adormiților robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu, care le Te-ai pogorât la iad, și ai deslegat durerile celor ferecați în sus și sufletele robilor Tăi le odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să mântuiască și sufletele adormiților robilor Tăi. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi căzuți pe câmpurile de luptă, Ion, Vasile, Jănică, Neculai, Neculai, Vasile, Gheorghe, Ion, Constantin, Ion, Vasile, Alexandru, Alexandru, Ion, Neculai, Vasile, Ion, Ion, Constantin, Ion, Petru, Constantin, Ion, Vasile, Ion, Constantin, Ion, Ion, Gheorghe, Vasile, Vasile, Neculai, Ion, Ion, Ștefan, Neculai și tot neamul lor cel adormit. Robii lui Dumnezeu, Savin, Constantin, Gheorghe, Spiridon, Nicolae, Gheorghe, Constantin, Alexandru, Vasile, Constantin, Dumitru, Gheorghe, Nicolae, Gheorghe, Ion, Zaharia și tot neamul orice l-a dormit. Și robii lui Dumnezeu, Ion, Nicolae, Vasile, Alexandru, Constantin, Gheorghe, Ion, Constantin, Petre, Ion, Ion, Nistor, Gheorghe, Gheorghe, Nicolae, Toader, Constantin, Ion, Constantin, Nicolae, Nicolae, Ștefan, Constantin, Vasile, Constantin și toți eroii căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, demnitatea țării noastre și întrecerea neamului românesc. Pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc
mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai sărbat și ai dăruit viață lumitare însuți, Doamne. Odihnește sufletele adormiților robilor tăi care se pomenesc, eroii țării noastre căzuți pe toate câmpurile de luptă. În loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea, viața și odihna adormiților robilor tăi, eroi căzuți pe câmpurile de luptă, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și lui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinții, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea ta cea de a treia zi cu harul tău, le-ai dăruit puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie deslegate și în cer câte de ei pe pământ s-au deslegat. Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni ne-ai învrăniciți și pe noi smeriții și nevrăniciți tăi robi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul tău slujitor, iartă robilor tăi, eroilor români căzuți pe toate câmpurile de luptă, pentru întregirea neamului, apărarea patriei și apărarea credinței noastre ortodoxe. Orice am greșit ca oameni în această viață și le iartă lor toate, câte au păcătuit prin cuvânt sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura apusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu sau de la preot sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta, din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții, care din viață au bineplăcut, iar trupurile să se dea firii cele zitite de tine, că binecuvântat și preaslăvit ești în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântul Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miște, Doamne, miște, Doamne, miște, Părinte. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și protolăudaților apostole, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfântului și dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și ale tuturor sfinților, sufletele adormiților robilor săi eroi căzuți pe câmpurile de luptă, care s-au pomenit cu tot neamul lor cel adormit și-i mutați de la noi în corturile dreptilor să-i așeze, în sânurile lui Avram să-i odihnească. Amin. Și cu dreptii să-i numere. Amin. Să ne miluiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru fericită adormire veșnică odihnă de Doamne sufletelor adormiților robilor tăi eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă cu tot neamul lor cel adormit și de fălor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire,
din neam în neam și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să-i fericească, să-i odihnească și cu drepții să-i numere, să ne miluiască pre noi. Ca un bun și de oameni, amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Dumnezeu să iert. Să ne țină Dumnezeu uniți. Mai mult, continuați dumneavoastră. Mulțumim că ne-ați invitat și mulțumim pentru organizare. Vă invităm și noi. Partea primăriei Cuzul, delegația reprezentată de domnul primar, de domnul viceprimar, de punct oroare în cinste eroilor de ziua centenarului României și a eroilor. Stați numai puțin, numai puțin. Haide. Bine ați venit! Zic bine ați venit la acest eveniment care va avea loc astăzi, deci acum. Vreau să mulțumesc invitațiilor care sunt aici în sală din partea Consiliului Județean. Îl avem aici lângă noi pe domnul vicepreședinte Pravăț Silviu. Avem alături de noi pe domnul primar de la Solonț, Eusebiu, împreună cu domnul vice. Vă mulțumesc tuturor pentru adunarea de astăzi. Ne cerem un pic scuze pentru frigul, dar nu este din cauza noastră. Îi dăm cuvântul doamnei Corina. Bună ziua, la mulți ani România, la mulți ani românilor de pretutindeni, la mulți ani tuturor celor care sunt la sentimentul nostru. Ziua, doamne. Ne întâlnim la Pârjol pentru a cinsti activitatea literară și nu numai a uneia dintre fiicele cu care satul și comuna Pârjol se mândresc. Tincuța Cronceanu Bernevit. Oricât m-aș strădui să găsesc cuvintele potrivite, vorbesc despre Tincuța. Pentru mine nu este doar un om al cuvintelor.
un concetățean, un contemporan. Pentru mine este o creatoare unei stări specifice, deoarece pe lângă faptul că am copilărit împreună, primii pași în aventura vieții de angajat al școlii gimnaziale Turjol, i-am făcut împreună. Cu toate acestea, vă propun să pășim câteva momente în universul său omenesc, în lumea fascinantă a literaturii sale, pentru a descifra alfabetul succesului său și faptul că primăria Turjol a ales-o pentru a-i desemna titlul de cetățean de onoare. Când se naște un om, Dumnezeu îi dă la prima suflare o scânteie numită viață. La a doua suflare îi trimite harul, cum, ce și cât trebuie să facă fiecare pe lume. Tincuța a primit un har, raze însorite, multicolore ale poeziei, cu menirea să le împartă în calea sa, să înflorească sufletele noastre, să facă o lume mai frumoasă. Este minunat să te poți regăsi în versurile poetului, să-ți regăsești sentimentele în frumoasele îmbinări de cuvinte ale unui om înzestrat cu har. Poezia Tincuței nu este doar o poezie a momentului, este o poezie a eternității. Natura, copilăria, familia, iubirea sunt temele preferate. Ele curg unele din altele și toate la un loc, dintr-o înțelepciune personală, dobândită prin evoluția ei interioară. Paginile oferite spre lectură par simple, dar fiecare cuvânt folosit are o încărcătură energetică specială. Le potrivește meșteșugit pentru a da greutare întâlnirii cu semenii săi și cu Dumnezeu, deoarece găsim frecvent îndemnul de a dezvolta o apropiere a omului cu divinitatea, care este, de fapt, soluția pentru eliberarea de grijile cotidiene. Pentru Tincuța, divinitatea înseamnă forță eliberatoare, idealul absolut. Poezia și proza Tincuței ne sunt oferite ca un mijloc de perfecționare morală a oamenilor. Valorile etice, morale, sunt dublate de cele spirituale. Patriotismul, iubirea, sacrificiul, fidelitatea, curajul, spiritul de dreptate și generozitatea. E nevoie de curaj pentru ca scriind să-ți pui sufletul ca într-un potir și să-l împarți tuturor. Unii vor trece indiferenți, alții doar vor gusta. Însă vor fi și puțini care vor afla savoarea și vor bea cu nesați din adâncul izvorului tău. De aceea poezia Tincuței este ca o liturghie pentru cei însetați de frumos, cuvintele fiind adevărate cuminecături pentru suflet. Pictează răsăritul în inimi tulburate, așează culoare peste gânduri și face clipa să fie mai frumoasă. Așa cum o cunosc eu, iubește mult, suferă mult și cred că până și somnul îi este întrerupt de cuvinte. Generoasă și cu suflet blând, pune în arta cuvântului puterea magică de a alina suferințe, dureri ale sufletului, alină doruri și mângâie singurătăți. Ce poate fi mai frumos decât îndemnul de a trăi în dragoste, credință și adevăr? Citiți cărțile și veți deveni mai bogați sufletește, mai buni. Ram, diri, 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 ram, ta-i-ra, ra-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 
ce din lacrimi e făcut. Lasă-ți trupul plinit de izvorul rătăcit și genunchi în plecăciune pentru o mică rugăciune. Iartă-mi, Doamne, gândul mut, că am cerut și-am tot cerut. Iartă-mi sufletul păgân, că nemulțumit rămân. Iartă-mi plânsul pământesc, când de viață obosesc. Cam de la sardă în zori, pașii mei să ajungă flori. Liniștea să spele-n trup, neputința să o rup. Să pot sufletul să cresc, către Tatăl meu ceresc. Versuri din cărțile din Păței. Rugăciunea copilului sărac. Doamne, Tu, din cer de sus, L-ai trimis chiar pe Iisus, să ne apere de rău chiar pe copilașul Tău. Doamne, de mă vezi din cer, iartă-mă acum că-ți cer, la mămica mea să-i dai o fărâmă de mălai, că-ar fi tare bucuroasă să ne pună iar la mălai. Tatei, să-i aduci doar tindă, tot ceasul de odihnă, cât să-i stea mai liniștite mâinile vădătorite. Doamne, Tatăl meu ceresc, dă-mi putere ca să cresc, să le fiu de ajutor. Iar la micul frățior, te-i trimiți în jucărie, roagă-l să ne dea și mie. De sărbători să ne îmbrăcăm cu minți, în fraie noi, pusite cu minioară, primite peste deal de la bării, plecate fără urmă de îndoială. Răbdare fină ca un oranic, iertare ca mătaseră curoasă, de la nepoț la ultimul bunic, așa gătit o să ieșim din casă. Mai bun, mai luminoși, pășim cu drag, că masă o lume împlinire și toți vor ști când vom ieși în prag, că vii la valul de moștenire. Fion bun! Fion bun și iertător, coană peste tot cu minte, răul și nu ia aminte. El tot curge fără vină, pe întuneric pe lumină, azi la rândul mic izvor, fion bun și iertător. Acum, batlopote cântând de întregirea și sufletul ia foc în clopota. Dedicație pentru Tincuță. Când te-ai născut, în zi de primăvară, au uneltit și zeii să le primești pe toate. Un trup armonios, precum o lăcrămioară, scăldat în ploi de soare, de raze dantelate. Ți-au dăruit curaj să poți să ramzi mereu furtunile din viață cu atâta demnitate. Tăria unei stânci, să nu genunchi la greu, când trebuie să stai în ape învolmurate. Pe chipul de lumină un zâmbet arborat,
blândețe în privire și adânci clipiri brodate, în sufletul cât cerul și atâta de curat, vărsat a Dumnezeu imensă bunătate. M-am întors în sat la mine, după ce-am fost dus prin lume, am găsit codrul verzân și pe tata sus chinând. Tata tinerel odată vide într-un toiag apoartă. Vremi, ce-ai făcut? Tata când o bătrânit și din sub asma a mamii să vedeau și rili albi, îi lasa sunt tinerei, azi erau doi moșnejei. Mondenață șed la masă, după ce-am intrat în casă, și atunci m-am întrebat și-ar și dacă să încheiem acest moment cu un îndemn la lectură. Micuța spunând la un moment dat că Micuța și Lumuța au plecat la cimitirul din deal și lumânările sfârâie la mormintele lor în zile de sărbătoare. Spunea despre, de fapt, punându-i cuvinte în gură, sunt văduvă de un sfert de veac. Copiii mei au crescut, sunt mari și au copii la rândul lor. Nepoții au crescut și se pregătesc să aibă copii. Lumea a crescut și ea odată cu noi. Suntem copii și părinți pe rând, suntem vechi și rău, amestec de început și de sfârșit. Nepoții s-au împrăștiat prin toată lumea. Poartă prin genele lor o parte din mine, o parte din mama mea și din tatăl meu. O duc pe continente îndepărtate, o răsfață, o cizelează, o lasă și se manifestă liber. Nepoții mei mă sună și îmi spun că le este dor. Copiii mei mă sună și îmi spun că le este dor. Acum dorul circulă prin firul de telefon, prin servicii de internet și rețele Wi-Fi. Dorul nu-ți mai bate în poartă la ceas de seară. Nu dă în bob, așteptând răspuns întârziat. Dorul este instant și nu are timp să o se manifeste. Și tocmai de aceea să cânt doina dorului. La prima luptă a zlăului, eu cânt doina dorului. Da, prima luptă a zlăului, eu cânt doina dorului. Doină cânt, doină doine, du-te la
mă uitați la mam, cu apă lină, du-te la mamă-n grădină, și du-i dorul meu de fată. Mulțumim, doamna Corina. Felicitări, foarte frumos. Astăzi avem dublă sărbătoare, Ziua Națională a României și împlinirea 100 de ani de la Marea Unire. Actul istoric de la 1 decembrie 1918 reprezintă sărbătoarea de suflet a tuturor românilor. Un simbol al împlinirii dorinței de libertate și unitate a poporului român. De Ziua Națională a României se impună să rememorăm cu prețuire și respect glorioasele fapte de vitejie ale eroilor neamului. Spiritul de dăruire și sacrificiul pentru împlinirea unui ideal viu, făurirea statului național unitar, având la bază unitate de neam, limbă și cultură. Adresez tuturor locuitorilor comunei Pârjol și românilor de pretutindeni sincere urări de bine, sănătate și împliniri. Vreau ca domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău să ne spună cuvinte și îl invităm aici pe scenă. Săruna, bună ziua, domnule primar, domnilor primar, domnilor viceprimar, dragi români, dragi copii, mai puteți copii? Nu mai avem cu cine? Vă mulțumesc pentru această invitație, care este pentru prima dată când vin, nu este pentru prima dată când trec prin localitatea comuna dumneavoastră. Ascultând copiii, mă gândeam la ce aș putea să vă transmit eu, în calitatea mea de vremelnic conducător al județului. Oameni buni, ați început cu o ceremonie religioasă pentru cei care și-au dat viața pentru noi, pentru cei care și-au jertfit. Lucru mare, să ne amintim de cei care au făurit această țară. Apoi ne-au transmis atât de frumos emoții despre ce au învățat ei, despre istorie, despre trecut, acești copilași frumoși. Și ne-a dat seama că împreună cu domnul primar, cu domnul primar de la Solonț, domnul viceprimar, suntem între dumneavoastră și copii. Dumneavoastră, cei care ați plătit această țară, care ați zidit, ați muncit, ați prins vremuri grele, copiii care simbolizează și sunt viitorul nostru și noi care luăm de la dumneavoastră și trebuie să le predăm lor, copiilor. De aceea, vă rugăm să ne pomeniți în rugăciunea dumneavoastră. Pe noi cei care astăzi oarecum vă conducem. Că și noi vă pomenim în rugăciunea noastră, pentru că fără dumneavoastră noi nu suntem. Și rugați-vă ca noi să primim gând curat, să putem să-i ajutăm pe viitorii români, conducători, acești copii frumoși.
Vreau să vă mai zic un lucru. Prezența mea nu este întâmplătoare aici. Este la rugămintea domnului primar. Și vreau să știți și dânsul să creadă că noi, cei care astăzi, prin domnul Sorin Brașoveanu, care este președintele Consiliului Județean, noi îi suntem alături și vom fi alături în tot ceea ce el vrea să facă pentru această comună. Și pentru că se apropie Crăciunul și Anul Nou, vă doresc în toată inima Crăciun binecuvântat și la mulți ani. La mulți ani, dragi români. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului vicepreședinte, Tincuța Urunceanu Bernevic. Bine ați venit! Născută când totul era verde, la 29 mai 1969, descendentă dintr-un neam de răzeși, cu un străbunic veteran al războiilor de independență, doamna Tincuța Urunceanu Bernevic este o puternică personalitate a poeziei și prozei tinere, una dintre cele mai de seamă fiice ale satului și comunei Pârjol. La acest ceas sărbătoresc cu gânduri curate și sentimentele deosebite, Primăria Comunei Pârjol acordă titlul de cetățean de onoare doamnei Tincuța Urunceanu Bernevic în semn de recunoștință pentru întreaga sa activitate literară. Și o mare cinste să primesc titlul de cetățean de onoare al Comunei Pârjol. Din educația primită acasă și din experiența mea de viață, am învățat că pentru a fi un bun cetățean, trebuie să ai niște repere sănătoase, niște valori reale, după care să-ți trăiești viața și să fii om bun, bunătatea implicând morala și credința în Dumnezeu. Cariera mea literară, care m-a recomandat pentru acest titlu, va continua cu voia Domnului, pentru că mai am încă multe de spus și de scris. M-am născut în Pârjol și pe oriunde m-au purtat pașii de-a lungul vieții, am vorbit cu drag și cu bucurie despre acest loc. Zilele trecute, la o întâlnire chiar cu elevii Colegiului Național Pedagogic Ștefan cel Mare din Bacău, am fost întrebată ce reprezintă locul nașterii mele pentru mine. Am răspuns că este o amprentă care te însoțește toată viața. Eu am amprentă de Pârjol. Mă simt norocoasă că m-am născut și am crescut într-un sat atât de frumos și de pitoresc cum este Pârjolul. Mă simt norocoasă că pot să împărtășesc bucuria acestui moment de astăzi cu dumneavoastră, cu mama, căreia îi datorez tot ceea ce sunt astăzi, cu frații mei, cu soțul meu, cu surorile și nepoții veniți în special de la Cluj să mă vadă, le mulțumesc că au trecut Carpații și în partea asta, nu mai noi încolo, cu verișori, prieteni, colegi. Vă mulțumesc! Sunt pios, se îndreaptă acum și către cei dragi care nu mai sunt printre noi și nu pot să mă gândesc la tata și la ce mândru ar fi fost astăzi de mine. Mulțumesc Primăriei Pârjol pentru onoarea acordată și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat. Iar dumneavoastră vă doresc
un sincer la mulți ani în această zi de sărbătoare și să treceți cu bine și cu bucurie și sănătate în noul an. La mulți ani, România, la mulți ani, Cojor! Mulțumim doamnei Tincuța Oronceanu, Bernevic, și felicitări! Mai avem un... Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, viva să trăiască, nouă să te oferim.
Să-ți luă cu obinimoșești.
Mulțumim frumos! Vrem să dăm cuvântul lui doamnei Ceasă, fostă profesoară a doamnei Tincuței. Sărbătoresc așa o
un eveniment ca așa o sărbătoare națională importantă pentru noi. Câteva proiecte inițiate în timpul celor 2 ani de mandat, respectiv anii 2016-2018. Pe scurt, vreau din cauza că cred că frigul ne scoate afară. Pot peste râul Tazlău, în comuna Păjor, județul Bacău, în curs de implementare, realizat lucrări 37%. Fonduri guvernamentale, PNDL și bugetul local. Reabilitare, modernizare și dotare Școala Generală Tărâța, Comuna Păjor, județul Bacău. În curs de implementare, realizat lucrări 30%, fonduri guvernamentale PNDL și bugetul local. Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural din localitatea Pustiana, Comuna Păjor, județul Bacău. În curs de implementare, realizat proiect tehnic, fonduri europene. Modernizare drum comunal DC-183 Păjor-Băgnășeni pe 4,270 km, Solonț, limită cu Solonț, în curs de implementare realizat lucrări 90%, fonduri guvernamentale și bugetul local. Îmbrăcăminte bitumenoasă pe drum vicinal Tărâța, școală Tărâța, Punte Veche, sat Tărâța, comuna Păjor, județul Bacău, 104 metri, procedură de licitație finalizată, ordin de începere lucrări va fi dat atunci când temperaturile vor permite, din bugetul local. Lucrări pentru întreținerea și consolidarea drumuri și terenuri, ziduri de sprijin, construire zid de sprijin teren, biserică, Câmpeni, din bugetul local, lucrări finalizate și recepționate în 2018. Construire zid de sprijin teren, Pârâul Cucuiet, Saft, Păjol, din bugetul local, lucrări finalizat și recepționat în 2018. Construire zid de sprijin teren, satul Hemien, bugetul local, lucrări în curs de execuție. Lucrări de plombare a drumului în suprafață de 1.700 m² în satul Hemien, comuna Păjol, județul Bacău, lucrări finalizat și recepționat în 2018. Amenajare punți pietonale, comuna Păjor, județul Bacău. Obiectivul investițiilor a fost construirea 5 punți pietonale în comuna Păjor, 2 punți în satul Bărnești, 2 în satul Băgnășeni și 1 în satul Tărâța. Anul acesta au fost recepționate lucrările la puntea Tărâța și puntea Băgnășeni, la Zugrăvel. Lucrări propuse pentru anul 2019. Construire și dotare Centru Cultural Sat Tărâța, Comuna Pârjol, județul Bacău. Construire pod peste râul Solonț, sat Băgnășeni, spre dealul Ariei. Lucrări de amenajare târg, satul Câmpeni. Lucrări de regularizare și protecție malul Pârâul, Comuna Pârjol. Alimentare cu gaze naturale, Comuna Pârjol. Construirea locuințe pentru tineri, Comuna Pârjol, Anele. În fața primăriei va fi. Amenajare piste de biciclete și alee pietonale la DG156A, sat Pârjol, Comuna Pârjol. Amenajare podețe Pârâu, satele Câmpeni și Pustiana. Reabilitare cămin cultural, sat Câmpeni. Refacerea acostamentului șanțuri la drumul comunal DC-184 Pârjol Câmpeni Pustiana. Refacere culeei pod Câmpeni, amenajare cu teren sintetic, baza sportivă multifuncțională Comuna Pârjol. Lucrări de întreținere drumului în urma inundațiilor din 2016-2018. Lucrări de întreținere a drumurilor de interes local cu aport de balast în Comuna Păjor, județul Bacău. Drumul distrus în urma inundațiilor din iunie 2016.
Lucrări finalizate și recepționate în 2017. Lucrări de întreținere a drumurilor de interes local cu aport de balast în Comuna Prilor, Județul Bacău, drumul distrus în urmă, inundație din iulie 2018. Lucrări finalizate și recepționate în 2018. Achiziții utilaje pentru dotarea parcului auto. Rezolvarea serviciilor locale de bază prin achiziționarea unei autobasculante în Comuna Pârjor, Județul Bacău. Semnat contract de achiziții autobasculante, fonduri europene. Achiziții buldo-excavator, produs achiziționat în luna octombrie 2018 din bugetul local. Echipamente pentru dezăpezire, sărăriță, lamă, dezăpezire. Produsele se vor fi achiziționate în luna decembrie 2018. Cererea de finanțare aprobată prin POR, Programul Operațional Regional al Uniunii Europene, în anul 2019, se va proceda la derularea proiectului. Construire grădiniță cu trei grupe, cu program normal, sat Pârjol, Comuna Pârjol. Cerere de finanțare aprobată, fonduri europene, AFIR, PNRR și bugetul local. Dragii mei, constatăm din toată Comuna Pârjol, poate nu suntem numai din satul Pârjol aici, vreau să vă urez multă sănătate, ne apropiem de sărbătorile de iarnă, vă doresc în această lună care mai rămas din an, multă sănătate, liniște și spor în toate. La mulți ani! La mulți ani români, la mulți ani România!